Militarii americani au tras cu arme de toate calibrele, de la cele individuale și până la cele antitank. Exercițiul din Ungaria este doar o mică parte din scenariul complex numit Saber Guardian. Militarii pleacă în marș din Germania spre România, iar pe parcurs participă la diverse misiuni. Saber Guardian 2019 for 1st Squadron 2nd Cavalry Regiment is in effect our rehearsal for a response to a crisis somewhere in Eastern Europe. It is a exercise that forces us to alert, marshal and then deploy and then execute our mission. La aceste manevre iau parte militari din 14 țări aliate și partenere. Exercițiul este condus de România și de forțele terestre americane din Europa. Being together on this road march, we as an organization grow together, we understand each other, we understand what we can and cannot do, and then we learn together, we grow together, we make mistakes together. La ediția din acest an a exercițiului Saber Guardian participă 13.500 de militari. Dintre aceștia, mai bine de jumătate sunt români.